Și noi cerem guvernului, vom înainta guvernului propunerea ca Alba Iulia, orașul, să se acorde statutul de capitală a Marii Uniri. Oricum, în gândirea publică, acest lucru este valabil de 100 de ani de zile și susținem ca principalele evenimente care se vor organiza să aibă, să fie în corelare cu, și colaborare cu autoritățile din Alba Iulia. Considerăm că este, fiind, este necesară alocarea de fonduri, dacă tot ne vom întâlni la Alba Iulia peste 2 ani, o serie de fonduri pentru a reabilita infrastructura istorică de acolo, Sala Unirii, Muzeul Național al Unirii și realizarea Monumentului Iulia.